Ministrul Agriculturii Petre Daia împreună cu echipa sa au discutat problema ajutorului de minimis pentru crescătorii de porci, urmând să se dea un ordin în acest sens. Fermierii susțin că un sprijin venit din partea ministerului este binevenit. În programul de guvernare a fost prezentat un sprijin în valoare de 10.000 de euro pentru crescătorii de porc, atât persoane fizice cât și persoane juridice, pentru primii 200 de porci. Pentru fermieri, însă această sumă nu înseamnă nimic, pentru că un fermier cu 100 de porci înregistrați la medicul veterinar, care merg într-un sistem fiscalizat, au costuri de producție mult mai mari. Fermierii se tem însă că dacă nu va fi reglementată modalitatea de acordare a acestui ajutor financiar, vor fi afectați de apariția crescătorilor ocazionali, care le vor face concurență neloială. Despre acest lucru s-a discutat în emisiunea Agricultura la Raport de miercuri seară. Pentru un mic crescător înseamnă un sprijin real. Pentru un crescător sau pentru un fermier, să spunem, să nu discutăm doar de crescători, persoane fizice, pentru un fermier aproape că nu înseamnă nimic. Și aici ar trebui desfăcute lucrurile oarecum separate. Haideți să explicăm oamenilor, pentru că cei care aude suma asta se pot gândi că sunt bani mulți. De ce spuneați că nu înseamnă nimic? Pentru un crescător care are 100 de porci în gospodărie, în sistem gospodăresc, crotaliați, înregistrați, că și aici sunt niște probleme. Trebuie să fie înregistrați la doctorul de circumscripție, trebuie să fie real. Să fie, bineînțeles, real, să meargă într-un sistem fiscalizat, adică acei porci trebuie să trimiși la o unitate autorizată sanitar-veterinar pentru sacrificare și pentru a intra în circuitul fiscal, ceea ce e mai greu la țăranul român. Dar, într-adevăr, e oarecum o încercare și e un sprijin. O dată mai repet, poate fi un sprijin, într-adevăr, real. Eu aș vrea să merg dincolo de acest sprijin de 50 de euro pe cap. Ce dorește statul să obțină de la acest sprijin? Pentru că sunt niște bani de la bugetul național, foarte bine, sunt oarecum investiți în sectorul zootehnic, da? Se așteaptă de a aduce plus valoare, într-o zi, să țintim ceva. Domnule, ce? Încurajarea porcului, creșterea porcului în România. Ok, dar cum o facem? Pentru că sunt fermele mici, fermele mijlocii, nu discutăm de complexele mari, fermele mici, fermele mijlocii, care respectă o anumită legislație, au anumite criterii. Până acum am mers și am constituit în cadrul societăților cheltuieli suplimentare cu crearea bunăstării porcului. Ori nu putem să ne întâlnim în aceeași piață cu un porc crescut în anumite condiții pe care îi dăm un sprijin și cu un porc crescut în ferme, da, cu condiții de bunăstare, care intră pe circuitul industriei alimentare, da, și se găsește, bineînțeles, și la măcelăria din piață, acolo unde, în realitate, se întâlnește exact cu porcul din gospodărie. Și undeva se creează o concurență neloială. Pentru că știm foarte bine sistemul fiscal câte piedici creează unui fermier activ, unei persoane juridice sau unui PFA în domeniul zootehnic și acest sprijin care vine direct către un crescător care poate fi chiar ocazional. Adică sunt niște bani pe care nu aduc statului plus valoare. Totdeauna sunt de acord să se dea un ajutor unui fermier, pentru că indirect și eu ca industrie alimentară profit de acel ajutor care se duce mai mult sau mai puțin în preț. Și mie îmi convine să am concurență pe piața internă, concurența duce la scăderea prețului. Și până aici și mie îmi convine toate treburile astea. Dar la ora actuală eu cumpăr porc, să spunem, de la dânsul, cu un preț. Alături de domnia sa va apare încă 3 crescători de porci, persoane fizice, care vor avea câte 100-150 de porci prin curțile lor pe undeva și care vor vinde porci nu către mine, ci către carmangerii, grătare și treburi de genul ăsta. Deci comerțul la negru. Ce duce la dereglarea prețului meu pe piață? De ce să mai cumpăr eu porc de la el la 7,40 lei de bani dacă la mine oferă la 5 lei? Nu? Da, e o judecată logică. Nu s-ar putea ca o fermă foarte mică și tipul ăsta de ajutor să ducă la distrugerea nu fermelor foarte mari, nu complexelor, ci fermelor care de-abia evoluează, fermelor care au potențial foarte mare. Deci mi se pare poate un pic forțat. Aș gândi acest ajutor și, iar repet, un ajutor este nevoie să se dea pentru porc, pentru că nu avem suficient porc, dar am gândit pentru niște ferme medii. Niște ferme, exact. Mici și medii. Dar pentru niște ferme care sunt societăți comerciale. Categoric. Nu persoane fizice.
Dânsii acum doresc să iasă și cu porcul viu la export, să iasă cu porcul viu din Europa. Dacă circulația porcului nu va fi controlată și dacă vom avea porci peste tot, au pierdut. Al doilea lucru, asta e un risc. Situația epizootologică, situația bolilor animalelor în vedem de la zi Europa la zi și în România e destul de gravă. Am avut peste ani de zile și știm toți cât am pierdut, nu mai discutăm. O peste africană acum cu porci în gospodăriile populației? Cu încurajarea lor de a... Primii pe care sunt, care i-a nenorocit, sunt ei din zootehnie. Eu îmi cumpăr de afară, mă descurc. Dar nici eu nu mai scot un gram din țară în clipa aia. Salut decizia domnului ministru de a ajuta fermierii și nu pot să fiu de acord cu colegii mei de platou. Orice ban care ni se aduce este un ban binevenit. Că sunt 10.000, că sunt 5.000, sunt niște bani. Noi am suferit pierderi foarte mari, toți. Și cei mari și cei mici, dar în special cei mici. Am suferit din momentul în care s-a pus embargoul Rusiei, sau invers, Rusia a făcut embargoul Europei, toată carnea de porc a venit în România, din celelalte țări care exportau. Foarte bine, au venit la prețuri foarte mici, de dumping putem să le spunem, dar sub prețul nostru de cost de producție. În momentul acela am pierdut foarte mulți bani, fiecare după fermă. Unii mai mult, alții mai puțin. Dar noi, în special, care nu suntem integrați, care nu avem reproducție, care nu avem abator, care nu avem magazine, care nu avem lanțul de producție și suntem, am început prin programul de PNDR 2007-2013 sau, eu știu, am moștenit aceste ferme, nu am avut puterea și capacitatea să rezistăm. Ca și ferma mea, mai sunt încă cel puțin 200 de ferme. De 2.000-3.000 de capete până în 5.000 de capete pe ciclu. Acestea au fost cele mai grave afectate. S-au pierdut bani mulți. Unii dintre noi au vândut fermele, alții au intrat în insolvență, alții în faliment și așa mai departe. Deci problema este foarte gravă, nu și-au revenit. Sigur, acești bani nu cred că vor rezolva problema, dar vor fi încă o gură de oxigen. Știi pentru cât este programul ăsta cu minimisul? Pentru posibil 12.000 de beneficiari. Posibil 12.000 de beneficiari. Tu vei ce înseamnă asta? 120 de milioane de euro. Păi în loc să-ți dea ție 150, 200 de mii de euro, să te scoată un pic la lumină, înțelegi? Ca fermă mică. Hai să împrăștiem 10.000 de euro prin curți și prin astea care nu știu unde se duc și care, cât din ei, din acești bani, vor fi fiscalizați. Tocmai asta înțelegi. N-am spus că nu sunt de acord. Amândoi am susținut exact tipul de fermă care l-ai tu. Tocmai pe tine cei mic, mijlocii și pe cei ferme da, mari. Eu susțin și fermierul care are 100 de porci. Stai, ce înțelegi prin fermier? Să aibă un cereal, un sărle, un PFA. Cu asta a fost și noi, dar. Colegul nostru, deci aia nu sunt. Aia sunt persoane fizice. Persoana fizică înseamnă țăranul de acasă care crește 50-100 de porci. Țăranul de acasă nu poate să primească acești bani. Păi cum? Păi asta spune hotărâre. Păi ascultă-mă, asta se discută la minister acum. Asta am spus noi. Asta se discută la minister acum. Eu știu altceva, că nu se discută asta. Eu vă spun că asta se discută. Nu, are dreptate. Se discută, dar se va modifica, că a înțeles și domnul ministru. Cei care posedă autorizație sanitar veterinară. Sigur, autorizația sanitar veterinară nu are legătură cu societatea comercială. Cu minimisul. Pentru că și o persoană fizică poate se poate autoriza de la Direcția Sanitar Veterinară în condițiile în care crește peste 100 de capete, trebuie să aibă 50 de metri minim față de ultima gospodărie. Și de aici începe ordinul 119 Sănătate Publică, în care trebuie să ai distanțele în funcție de efectivele pe care le ai, în funcție de specie. Cele două măsuri care le categorisește Ministerul Agriculturii, fie ajutor de minimis, fie ajutor de stat, eu cred că ar trebui să le regândim în totalitate. O spun tranșant și fără să existe niciun fel de echivoc. Federația ProAgro susține acordarea oricăror sprijine persoanelor fizice înregistrate fiscal și persoanelor juridice. Altfel, în continuare, vom menține această stare de incertitudine legată de fermierul activ și de ferma de subsistență. Eu cred că a venit momentul să nu ne mai mințim între noi și să discutăm doar de cei care produc pentru piață. Și eu cred că, în primul rând, Ministerul Agriculturii, înainte să avanseze anumite măsuri, ar trebui să facă o analiză să vadă cum stau cu fermele de reproducție. Că dacă vom cumpăra în continuare purcelul din Ungaria, din Austria și Germania cu 73 de euro,
cred că nu vom fi nici când competitivi. Și avem în Programul Național de Dezvoltare Rurală o tâmpenie extraordinară în care fermele de reproducție trebuie să facă un anumit număr de standard output și, prin urmare, nu putem să facem niște ferme de reproducție foarte mari. Aici trebuie, de fapt, regândit. Strategia de dezvoltare a agriculturii românești este Programul Național de Dezvoltare Rurală. Mai degrabă decât să dăm niște măsuri de ajutor de minimis, care înseamnă maxim 15.000 de euro pe exploatație pe o perioadă de 3 ani, sau o măsură de ajutor de stat care nu știu ce impact ar putea să aibă, pentru că trebuie să o notifici la comisie și comisia să-mi dea acceptul pe astfel de schemă de sprijin națională, mai degrabă să finanțăm creditarea pentru ca, virgulă, colegul meu George Scarlat să-i vândă domnului Minea porc cu o anumită, cu o anumită calitate a carcasei, domnul Minea să ne dea nouă salam, și atunci cred că filiera de produs va fi una normală și eu cred că asta este viitorul agriculturii. N-are rost să ne mai păcălim și să spunem că pentru 200 de porci crescuți în gospodărie vom primi 50 de euro pe cap, pentru că eu știu de la mine, de la Chiselet până la Călăraș am 60 de kilometri, cum transport eu porcii respectiv. Probabil că și abatorul va practica o taxă mai mare cu 50 de euro pe cap de porc și atunci impactul este zero.